Bună ziua și bine v-am găsit! Suntem în direct din studioul Pagina de Media cu subiectul zilei. Cum v-am anunțat, vorbind despre Macarena, despre piesa Manifest care practic a aruncat internetul în aer și ne bucurăm că cea care a lansat această piesă, Erika Isac, este aici în studioul nostru. Bine ai venit, Erika! Bine v-am găsit! De Media. Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fiu aici. Înainte de a începe, știți foarte bine like, share, chiar poți și tu să intri pe contul pagina da, de media, da, 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 da. să dăm share pagina de media. Pagina așa, de media. poți intra pe contul pagina de media, să dăm share acestei discuții, cum știți foarte bine, în ultimele zile cred că trei sferturi din din feed vorbea numai despre Macarena. Unii aveau o părere, alții aveau altă părere. Au fost multe voci care au aprobat mesajul din, din această piesă, la fel cum au fost și voci care au criticat în general limbajul dur al acestei piese. Dar noi vrem să aflăm aici, practic, ce este în spatele acestei piese, cum a fost creată această piesă, pentru cine și cum a gândit-o cea care s-a ocupat de, de Macarena. Așa că începem. Deci, cum spuneam, share, eu n-am dat încă, o să dau și eu imediat. mi am dat, mi-am făcut Așa, treaba gata. mulțumim. Erica, în ultimele zile, cum s-a schimbat viața ta? Cum a fost de când ai lansat piesa și până acum? Sincer, îmi, îmi trăiesc cele mai, nu știu, cred că mi-am trăit cele mai frumoase zile din viața mea, deși, în mod evident, na, nu e prima piesă pe care am lansat-o, sau e prima piesă care îmi place pe care am lansat-o, doar că e prima piesă 100%... Serioasă, ca să zic așa, care, după cum probabil a aflat deja toată lumea, a abordat un mesaj destul de controversat, dar totuși real. Și mă bucur să vin în atenția publicului larg, de toate vârstele, peste tot și așa mai departe, cu un astfel de mesaj, și nu cu o piesă care e axată exclusiv pe divertisment. Piesa asta, din fericire. Mă bucur mult că nu este doar divertisment și atât. Dar, chiar între vocile pe care tu le-ai primit personal, mm -hmm. au fost și aprobatoare și mai puțin aprobatoare, pentru că, uite, ne, chiar cineva îmi spunea, îmi sugera o întrebare. Mm -hmm. Cum, da, ai făcut vața, fața acestui val de, de hate pe alocuri, dar și de aprobare? Da. Pentru că sunt două valuri care te pot cople și da, într-o direcție sau în alta. 100%. Eu, de când, am, de când am decis să lansez această piesă, mi-am imaginat că vor fi reacții de toate tipurile și, cu siguranță, am așteptat și la hate. Uh, nu e prima oară când mă confrunt cu reacții negative din partea publicului. M-am confruntat de-a lungul timpului din diverse motive. Fie pentru cum arăt, fie după cum îmbrac, fie după cum cânt, fie după de ce cânt, ce cânt și așa mai departe. Deci nu. Dar de data asta să știi că se simte diferit, pentru că reacțiile negative nu m-au atins de nicio culoare. Pentru că reacțiile pozitive au fost într-un număr atât de mare încât reacțiile negative n au fost le-am le privit doar ca pe literalmente o frustrare. Adică am văzut un comentariu să zicem, ești urâtă. Dacă acum 5 luni vedeam ești urâtă și am, ce zice asta că sunt eu? acum am uit, ești urâtă, zic, bă, săracul, am toată lumea are frustrări. Adică o privesc mult mai, mult mai detașat. Mult mai detașat. Vreau să intrăm direct în, în problemă și în mm -hmm. bucătăria acestui hit, că <gânt> deja e hitare vreo... Cred că avea dimineață 2 milioane jumate da, undeva De, de afișări când l-ai pornit? Cum l-ai pornit? Adică cu, care a fost cânteia, știi cum spune, care da. a fost triggerul care a spus "Măi, vreau să fac o piesă pe tema asta." Da. Cumva este în mine uh, partea asta uh, activistă, uh, dau mereu share la diverse lucruri care se întâmplă nu numai în România, peste tot cumva. Uh, și nu e prima piesă care uh, include cumva uh, un mesaj social, <coughs> uh, dar în momentul în care am scris piesa asta, eu, piesa asta e scrisă cel puțin jumătate din ea, este scrisă încă din vară, din iulie-august. Era în studio și uh, nu aveam foarte multă încredere uh, încă în mine și în ce scriu uh, la momentul respectiv și am zis ce este așa ceva, mie nu-mi place, nu vreau să mai aud de ea niciodată. Ne realizând la momentul respectiv ce, ce am scris de fapt. Câteva luni mai târziu, eram cu managerul meu în mașină mergând spre un concert și dădeam play așa la piese de uri pe care le-am le mai făcut în ultimul timp și am dat de această piesă și o ascultam și ne uitam unde în gol și am avut un moment în care ne-am intersectat, intersectat privile și am realizat ce înseamnă piesa asta. Și adevărul este că uh, unul din motivele foarte. Important pentru care această piesă este astăzi pe YouTube este managerul meu, pentru că reacția lui, ceva din reacția lui, uh, mi-a dat un impuls foarte mare, pentru că simțeam exact același lucru ca el în același timp și uh, el a venit exact a venit fix ca uh, o completare perfectă în momentul respectiv. Adică am simțit exact ce trebuie în același timp și am zis eu, nu, eu, când mă întorc de la Oradea, când mergeam spre concert la Oradea sau ceva, eu mă întorc în, în studio și vreau să fac piesa asta, vreau să o lansez. Pur și simplu am luat decizia. De, N-am -am așteptat să văd cum, cum voi scrie restul deci, piesei. M-am dus. Tren, și Uite, che, una dintre întrebările, că lumea s-a împărțit, lumea a comentat, dar mm -hmm. -a, nu avea de unde ști. Mm -hmm. Versurile au fost scrise în totalitate de tine? 100%. 100%. E și iar mai spunea ceva? s-au bazat și pe experiențe proprii sau care a fost uh, vreo experiență anume sau un moment care a spus măi, nu, gata, acum fac piesa pe tema asta da, e o, e o temă uh, destul de dură poate le poate părea unora, dar o lansez. Ce s-a întâmplat? Uh, piesa asta este bazată și pe experiențele mele în, în mod evident, pentru că sunt uh, femeie, surpriză <laughs> Și, din păcate, este bazată pe experiența tuturor femeilor din, din jurul meu. Din fericire, am avut norocul de a nu trece prin abuzuri teribil de grave, tip viol și ce altceva am mai menționat în piesă. Dar sunt alte femei care au trecut și nu pot să rămân ignorantă la chestia asta, pentru că sunt o fire, deși mă prezint a fi o femeie destul de puternică, pe picioare, cu curaj, cum ar spune unii pentru că am lansat piesa asta. Sunt în același timp o fire foarte sensibilă, că până la urmă asta înseamnă să fii puternic, și sunt foarte empatică. Și nu sunt genul de om care poate să treacă vreodată peste necazul altuia. Mereu mă, mă implic cumva și în probleme prietenilor mei, dar și în ale străinilor, aparent, pentru că sunt femeie, am o mamă, am o soră mai mică, deci, practic, sunt un fel de mamă și eu, ca așa e, de obicei, cu frații mai mari. Uh, și am am prietene. Și, în afară de asta, văd și știri la televizor. Și, și am mai citit și istorie. Și asta m-a asta -a făcut. A, Dar a fost vreo, vreo poveste, vreo unei prietene care te-a marcat în mod special și ai zis, măi, trebuie este, să spune întrebările astea? Este un cumul din, format din foarte multe povești. Fie uh, trăite uh, personal... Fie de oameni apropiați, fie de străini pe la televizor sau străini de acum 50-100 de ani. Pe tine ce anume te-a, experienț din experiențele tale, ce te-a uh, marcat cel mai tare și te-a apropiat de acest mesaj care trebuie spus? Mai asta e situația, nu e vina uh, victimelor Victime, lor, și tot așa. Pisa asta zice mai mult decât doar despre abuz, evident, vorbește evident. și despre dublu standard și despre cum femeile trebuie să fie într-un anumit fel, pentru că dacă nu sunt, înseamnă că nu sunt femei adevărate. Cine o fi inventat acest grup de cuvinte de femeie adevărată sau bărbat adevărat, nu știm, pentru că, în mod evident, este subiectiv. Ce e pentru mine un bărbat adevărat, de exemplu, nu e pentru altul. Eu m-am confruntat de-a lungul timpului cu termenul ăsta de dublu standard, pentru că nu am fost, fost tipul de femeie... Fragilă, cumva foarte timidă, foarte la locul ei, și așa mai departe, și am, cumva am și invidiat femeile de genul, pentru că mi se păreau că sunt mult mai mișto decât mine, pentru că eu mereu am o părere, mereu am ceva de spus. Și uh, uh, oamenii din jurul meu mă și uh, descriu uh, ca fiind uh, impulsivă, uh, poate acidă, și cu păreri. Eu mereu deschid gura, <laughs> mereu am ceva de spus. Uh, și uh, am și scris în piesă despre, despre tipul ăsta de comportament din partea oamenilor din, uh, din jurul meu că femeia nu înjure, nu se bate nu se... așa femeia trebuie să calci și să spele și, aj și să ajute eu nu sunt așa Eu mie nu mi se pare că femeia trebuie să fie într-un anume, într anume fel ca să fie femeie adevărată Ex suntem toți foarte diferiți și mi se pare că atâta timp cât nu faci rău altor oameni din jurul tău, ești exact bărbat adevărat sau femeie adevărată tu ai te-ai gândit că piesa va ajunge să fie considerată un manifest, pentru că așa se referă foarte multe lume la, la da, ceea ce ai făcut-o. Da, uite, tot cu managerul meu aveam, aveam o discuție că, înainte să o lansez, am zis: Pe mine nu mă interesează ca piesa asta să aibă succes. Nu m-a interesat nicio secundă, și cred că cumva asta a generat uh, uh, reac uh, uh, reacția total opusă a de fapt ceea ce mi-a doream eu, nu mi-am dorit să fie hit, nu mi-am dorit să fie virală, nu mi-am dorit să fie în niciun fel. Îmi doream, mi se părea că este nevoie de uh, genul ăsta de piesă pe piață și simțeam că eu pot să o fac pentru că o simt. Um, da. Deci ai, ai, avut în, 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 ai luat în calcul acest lucru. Uh, pentru că voiam să te întreb puțin și de clip, pentru că da. și clipul completează cumva mm -hmm. uh, mesajul. A venit ideea acestui clip, a venit când și cum, cum s-a concretizat uh, ilustrarea lui vizuală, dacă da. vrei. Eu lucrez mereu când vine vorba de uh, videoclipuri muzicale cu uh, Sânziana și Frank, sunt uh, doi regizori respectiv uh, DOP. Sunt de toate, sincer, ei, ei doi pe set sunt de toate, sunt un cuplu și ei pe set sunt de toate, de la stilist până la regizor, până la ce uh, vrea oricine. Uh, aveam, eu aveam niște idei pentru clip, dar uh, eu mi-am mai, uh, mi mai, nu regizat, am mai dat ideea clipurilor mele de până acum. Aproape de fiecare dată, cumva, uh, ideea principală pleca de la mine sau alte cadre uh, subiectiv. Uh, doar că acum am avut niște idei care nu mi se păreau suficient de bune, nu mi se părea că ce gândisem eu ar putea să penetreze exact așa cum trebuie fiecare parte a piesei sau mesajul în sine. Și le-am zis mână liberă, doar că vreau să fie scandalos. Și când zic scandalos, oamenii ar putea să creadă că sunt lucruri care, a, păi asta a făcut asta special ca să iasă, să, nu știu, să se viralizeze. Nu, voiam să. Vreau ca uh, clipul să fie uh, la fel de șocant, aparent, uh, ca și piesa. Pentru că e cumva ceva nou, nu e, nu se scot piese uh, cu mesaj social neapărat în fiecare zi. Și le-am zis că vreau să fie mare, să fie ceva mare, și au făcut. Și uh, clipul, inclusiv cu cele trei părți. Că sunt trei părți separate, sunt, sunt gândite de ei, bineînțeles, făcute cu, na, cu acordul meu și așa. Clipul nu este gândit 100% de mine. E, ajungem, uite, la un aspect pe care de care chiar tu ai vorbit, despre aspectul șocant. Uh -huh. Pentru că între comentarii s-au spus diverse lucruri, de exemplu, de. Limbaj. Limbajul mm -hmm. este dur și se folosește cu ce scop? Că eu asta te întreb, unii au spus în mod intenționat vorbește mai dur ca să atragă atenția să se uite lumea spre ea. Nu, eu vorbesc dur în viața de zi cu zi. Bineînțeles, nu în jur la fiecare pas sau ceva de genul, dar cred că este cazul să acceptăm că cu toții avem un limbaj licențios la ordinea zilei de foarte multe ori, și pur și simplu am vrut ca piesa, ca piesa asta să fie ureală așa cum sunt eu și uh, să să evidențieze cumva furia pe care am avut-o, scriind piesa asta și lansându-o și așa mai departe. Pentru că, de fapt, nu sunt decât vocile victimelor de-a lungul anilor, pur și simplu. Iar dacă vorbești cu o victimă, nu va lăsa capul în jos, probabil va fi plină de furie, și așa mai departe. Eu asta mi-am dorit. Iar limbajul licențios, aici vine iarăși dublul standard pe care îl urăsc din tot sufletul meu, atâta timp, deci oricine care a comentat legat de limbajul meu, ar fi bine să nu fie ascultat niciodată paraziții, Biogi Mafia, CTC, 50 Cent, Lil Kim, dacă vreți, și toți, 2Pac, uh, 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 Snoop Dogg, chimie, specii, ar fi bine să nu fie ascultat nicio piesă de la niciunul din oamenii ăștia. Da, uite că exact ce spuneai apropo de dublu standard, lumea s-a ciocat dintre ei care au comentat mm -hmm. că vine din partea unei fete. Da, un limbaj. Femeia nu jură, Femeia trebuie să fie sensibilă, să fie la locul ei și bine ar fi ca în general să tacă, pentru că dacă nu ne vom simți poate uneori inferiori de o părere poate mai argumentată și mai bine pusă la punct decât a noastră. Și nu putem face fază. Așa că singurul lucru pe care îl putem da înapoi este nu vorbi așa. Cum să vorbești tu așa? Ceva nu este, dar lipsă de educație. Nu, lipsă de educație Este uh, sunt agresorii despre care vorbesc în clip. Chiar nu, uite, uh, o femeie chiar care mă jură. distram în documentare, tot comentează un anume Mirel din turnul da. pe Facebook și eu am crezut că e un cont făcut acum. Surpriză! Ce? Nu, contul Mirel din Turnul Măgurele există de mult. Are postări din 2018, m-am uitat. Nu pot să cred. Există un cont de Mirel din Turnul Măgurele. <laughs> și eu m-am uitat, surprinzător, am intrat la mine pe cont. Nu, și... dar, contul poate să existe din 2018, dar poate să-și schimbe numele oricând. A, mi-e și e tare există, greu să fie potrivirea asta E posibil, chiar, da, da, e, da. E, Pentru posibil. că sunt și alte conturi pe TikTok pe Instagram și nu știu ce care și-au și au denumit contul Mirel din Turnul Măgurele și așa mai departe, deci mi-e tare greu să e cred E posibil, că... hai să facem un portret robot al lui Mirel din Turnul Măgurele Cum l-ai gândit tu? Mirel din Turnul Măgurele Mirel din Turnul Măgurele e genul care are păreri despre orice, care atunci când a venit COVID-ul era medic, care atunci când sunt alegerele e politician care atunci când scoate Erica Isaac uh, Macarena este, uh, nu știu, practică sportul datul cu părerea pentru că el știe, este expert în, uh, în feminism și uh, și misoginism. Genul ăsta, uh, despre asta vorbesc când zic Mirel dintr-un care are opinie despre orice, în care nu este suficient de documentat încât să aibă opinie. Și să ar fi bine să stabilim că sunt foarte multe lucruri despre care vorbesc și eu, inclusiv în piesă, care nu sunt subiective. Nu poți să ai o părere despre anumite lucruri, dacă sunt corecte sau greșite sau dacă ar trebui să fie într-un fel sau într-un alt fel. Sunt lucruri care sunt subiective și lucruri care nu. Despre asta înseamnă, din dintr măgurele. Păreri multe și degeaba. Da, uite, am avut ieri aici un invitat, Dragoș Stanca, este una dintre uh -huh. vocile din, din online cele mai autorizate. Uh -huh. El e inițiatorul unei mișcări care se numește Ethical Media Alliance, în uh -huh. zona asta etică, și el spunea ceva, nu știu dacă ești de acord sau nu un mitocan din viața reală este de 10 ori mai mitocan în online. 100%. 100% pentru că în online nu ai consecințe. În online poți să fii ce vrei tu. Eu de mâine, dacă vreau în online, sunt regina Angliei, că așa m-am decis eu. Sau pot să fiu un bărbat. De uite, eu mâine vreau să-mi creez un cont, să fiu Mirel dintr-un măgurele. Da, pentru că nu există consecințe. În viața reală, dacă am de gând eu acum pe tine să te jignez, voi voi avea parte de o consecință. Fie vor, vei vorbi înapoi, fie vei acționa într-un anume fel, n-ai de unde să știi cum reacționează un om. Pentru ele nu are ce să-ți facă. Ce o să facă? O să sune la SRI? vreau și o locație a lui Ioana Popescu, care mi-a spus mie că sunt urâtă pe TikTok? Nu. Ai, Așa că ai tu pe eu. Chiar ai avut reacții de la, hai să zicem, Mirel dintr-un nume Gurele, zilele astea, de tipul ăsta. Lejer. foarte multe. Deși sunt convinsă că majoritatea dintre ei, dacă ar dacă ar fi față în față cu mine, nu și -ar, în primul rând nu și-ar putea susține argumentul, pentru că nu și-ar putea susține argumentul. Și în al doilea rând, pentru că nu, poate nu au suficient de mult curaj încât să-și exprime opinia în, în realitate, în faț, față, față în față cu interlocutorul. Dar așa față în față n-ai avut de tipul ăsta de reacții? Niciodată. Despre nimic. Uite, un lucru foarte important, că eu am observat în comentarii și în reacții, că mm -hmm. există diferențe în funcție de generații. Mm -hmm. Tu când ai gândit piesa și mesajul, te-ai gândit la un public anume, la o generație anume, că adică, presupun că ai luat în calcul niște repere. Adevărul este că da și adevărul este că am subestimat foarte mult publicul. Lucru pe care nu l-am mai făcut până acum, poate nici nu a fost cazul. Dar am subestimat foarte mult pentru că eu credeam că acum scot piesă pentru genzii. Pentru tineri, majoritar, adolescenți, poate, poate chiar și copii, dar ce să vezi? Că am avut cel puțin jumătate din reacții din partea oamenilor de 30 plus, 40, 50, 60, 70 inclusiv. Și a fost de-a dreptul șocant să văd că oamenii din din alte generații au primit mesajul atât de bine cum au făcut-o. Am, am simțit mândră de ei efectiv, am, zis, am am subestimat foarte mult. Nu aș fi crezut că pot să fiu percepută uh, uh, ok având în vedere limbajul licențios și cum se poartă de obicei femeile să cânte, numai majoritatea despre dragoste cumva. Și opiniile celor care nu erau de acord cu uh, piesa... Uh -huh din ce zonă veneau? Ai făcut unde? din cam din ce poți să le spui din ce zone de generație sau nu știu. Dacă poți face așa o sumarizare, dacă vrei. Da, părerile contra da. au venit majoritar, bineînțeles, din partea unei, unei anume categorii de bărbați. Diverse care? clase spunem, sociale, care? categorii nu de bărbați. Păi, sincer, de toate vârstele, de la adolescenți până la oameni în toată firea, că și vorbeam despre adinea despre respectivul. De la adolescenți nu mă deranjează pentru că am fost și eu adolescentă, nu aveam toate mințile în cap în mod evident. Dar de la bărbați în toată firea mă deranjează. Și se vede problema este că se vede că vine toate aceste păreri contravin dintr un spațiu foarte frustrant, foarte frustrat din partea lor. În mod evident există niște probleme, există niște uh, uh, lucruri nerezolvate acolo, pe care nu, asta e problema că avem noi avem toți probleme nerezolvate în momentul în care nu, nu avem curajul să ni le asumăm, să le înfruntăm, faptul că avem o problemă. Și eu am probleme, și tu, și toți oamenii. Dar important este să accepti bă, chiar, uite, de exemplu, chiar s-ar putea să fiu un om prea supărăcios, s-ar putea să fiu un om prea gelos, s-ar putea să fiu un om prea competitiv, dar e foarte important să-ți recunoști uh, defectele, să ți le asumi, să zici, bă, sunt într-un fel, ar trebui poate să nu mai fiu așa sau să mă, să încerc să fac, să fiu un pic mai bine de atât. E, uh, oamenii ăștia care au venit cumva contra, se vedea că opinia vine dintr-un spațiu foarte uh, frustrant. Din păcate. Și atât. Pentru că argumentele, din păcate, nu sunt de partea lor. Pentru că, când vorbim de argumente, vorbim de statistici. Iar cu statisticile, statisticile nu poți să te contrazici, din păcate. Că e negru pe alb. Nu e opinie, nu e subiectiv. Adică, poate te, te gândești că poate, nu știu, n-am spus-o eu atât de clar încât să priceapă toți? Nu, întotdeauna o să fie oameni care nu o să priceapă. Și nu e o problemă asta. Uh... Dar, în mod evident, era un scenariu uh, ideal de vis, să fi înțeles toată lumea piesa asta. Până la urmă, nu se crea, nu se, uh, crea vulva care s-a creat. Că des, despre asta e nevoie, să să ajungi cumva peste tot, să ai opinii foarte multe, pro, foarte multe contra. Sunt bucuroasă că părerile pro au venit din partea oamenilor pe care îi urmăresc, îi respect și așa mai departe. Um, Poți să spui despre, uite, din ambele părți. Uh -huh. O părere pro care s-a apropiat cel mai mult de ce ai vrut tu să spui poate să fie atribuită sau nu cuiva uh -huh. și de cealaltă parte o părere contra care se, se duce exact în direcția opusă a ceea ce ai vrut tu să spui cu, cu această piesă. La părere uh, pro, îmi aduc aminte două lucruri. Un comentariu lăsat pe la ceva clip, ori pe TikTok, ori pe Instagram, ori pe YouTube, direct, a, a fost o fată care a spus că uh, Erika ai reușit să spui într-o piesă ce nu au reușit uh, femeii să, să spună al, spun alte zile. E foarte trist. E foarte trist. Uh, mi-ar plăcea foarte mult ca femeile să înceapă să aibă mai mult curaj de acum încolo. Cumva asta e scopul meu, așa mă identific. De, de destul de mult timp cu aceea vreau să influențez oamenii spre a avea, spre a ști până la urmă ceea ce sunt și că sunt mult mai mult decât timide și tăcute și sensibile. Și contra? Din partea cealaltă, adică. Contra, nu știu. Vă zic că toate comentariile contra sună cumva uh, la fel, că este feminism exagerat, că este uh, paranoia. Și alte argumente tip uh, nebuno care ești. Despre ce vorbești, în ce realitate trăiești tu nebuno care ești. Uh, uite, am mai văzut iar o serie de comentarii care spuneau așa. Este sau poate fi și o piesă ca rezultat al unei acțiuni de marketing. Cineva a văzut o nișă și s-a dus pe nișa aceasta a feminismului. Este o prostie. Este o prostie. Când încerci să simulezi o imagine, nu poate să aibă efectul pe care l-a avut Macarena. Pentru că întotdeauna lucrurile mari vin din, vin din suflet. Asta este părerea mea lucrurile mari care se întâmplă peste tot și oriunde, indiferent de domeniu, vin dintr-un spațiu real. Nu, e o chestie, mi se pare că așa merge energia și așa merge energia cel mai mult în lumea asta. Macarena nu a fost o, o schemă de marketing, clipul ăsta nu a fost o schemă de marketing, după cum ți-am spus și la început, nu, nu, nu am scos Macarena ca să fie hit, am scos-o mai mult de, am privit-o ca content și atât. Pentru că nu mă așteptam ca oamenii să o primească atât de bine. Și de asta am, am spus că am subestimat publicul drastic. Deci a fost mult peste așteptările tale. Da, clar, 100%. Din fericire. Da, dar atunci când și când ai lansat-o, presupun că a existat uh, un moment sau ceva care a declanșat dintr-o dată uh, distribuției masivă, pentru că am, am, postat un fragment de, nu știu, 15-20 de secunde pe TikTok care s-a viralizat instant. În trei zile avea circa 4.000 de clipuri făcute pe sau respectiv, ceea ce este destul de mult pentru o piesă rap cu un mesaj social. Iar în momentul în care am lansat-o n-a făcut decât să bubuie. La, câte, la 5 ore de la, de la, lansare pe YouTube era deja 30, 20 și ceva, 30 și ceva în trending. Iar următoarea zi de dimineață era 2 sau da, era 2 și după la câteva ore a intrat pe 1 și de 5-6 zile tot stă pe unul în trending. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam nici o culoare. Um, dar uite, tu ai ajuns la publicul online foarte bine, te-ai gândit că poate ar trebui să ajungă acest mesaj și la zona offline, la, nu știu, radio, televiziune, adică un suportul media tradiționale, altele decât uh, YouTube-ul. Foarte S plăcut, impresionată. Am fost de uh, toți uh, oamenii de la radio. De la uh, Ramona, de la Virgin Radio, uh, uh, Fereșteanu de la uh, Pro FM, inclusiv cei de la Kiss, uh, Impuls, nu știu, Digi, Uh, au vrut uh, au cerut uh, o variantă cenzurată ca să o poată difuza pe radio m-a impresionat atât de mult să văd că există această dorință colectivă din partea tuturor uh, radiourilor pentru că știm cu toții ce e pe radio. Pe radio de obicei este ceva cât se poate de plăcut, cumva acceptat de toată lumea, mesaje foarte comune. Dragoste, poate petrecere, poate despărțire. Da, chiar a cineva că sunt multe uh, melodii în care ei plâng după foste ei Da, la, pe plâng YouTube, eu da. 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 Și când am văzut această dorință din partea lor de a difuza această piesă neapărat cenzurată, hai să ne grăbim să facem piesa cenzurată, dar să-i păstrăm încă mesajul m-am simțit coplășită. Mi se pare că radio a fost așa, a fost apogeu, zic, dacă inclusiv radiourile vor această piesă care, pe urmă, e mai greu un pic de digerat și este un mesaj social, nu e un mesaj comercial. Am zis, am făcut ce trebuie. Am zis, înseamnă că, bă, piesa asta chiar e ce trebuie. Înseamnă că nu i-am dat atâta șanse, poate, pe cât merita. Și mă bucur că oamenii o, M mă bucur mult că oamenii iubesc mai mult piesa asta decât o iubesc eu. Eu iubesc că e piesa mea, că o iubeam oricum. <laughs> Ei iubesc piesa asta pentru că o simt și pentru că le aduce aminte de ceva și poate se simt cumva auziți. Mare are același impact piesa și fără video? 100%, pentru că s-a a, 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 viralizat pe TikTok înainte să, să existe videoclipul pe YouTube. Deci, crezi în uh, mesaj dincolo de. de 100%? Partea vizuală. Uh, clipul a fost ca un bonus. A fost uh, fix uh, un alt uh, mic un uh, secretă uh, ajutătoare, dar faptul că a reușit să se viralizeze pe TikTok cu 3-4 zile înainte să existe clipul pe internet înseamnă totuși destul de multe. Uh, tu spuneai că, uite, ai primit mesaje și de la oameni din alte generații decât uh -huh. cea care îi se adresa inițial piesa. Uh -huh. uh, ce crezi tu că i-a atins? Adică cum... Că de obicei sunt publicuri cumva paralele, zona de rep, are publicul ei, celelalte zone de public da. le cam, cam evită zona da. asta uh, muzicală. Da. Ce crezi că... Care parte din, din ce ai făcut tu i-a atras către, către piesă po și au început să discute despre ea? Poate că pentru... Uh, deci toate femeile s-au confruntat cu... Uh, cel puțin un fel de discriminare de-a lungul vieții. Că știm diferența în societate dintre bărbați și femeie, până la urmă. Um, și poate s-au simțit de parcă cineva nu sau o piesă sau un mesaj sau o voce anume, în sfârșit le reprezintă și spune pe. Uh, spune pe. Uh, foarte pe față ceea ce gândesc. Poate s-au simțit reprezentate, poate s-au simțit auzite. Cred că asta e asta, asta ce... Cred că macarena despre asta e, despre faptul că uh, femeile și poate și bărbații, nu știu, poate s-au simțit uh, auziți și le-a plăcut să audă o piesă despre o experiență reală prin care au trecut și nimic superficial. Pentru că mesajul, ăsta, mesajul piesei, din păcate, este foarte real, nu e superficial, nu e doar divertisment. Ficul, lumea s-a mai, mai, întrebat de unde a apărut Perica Isaac? Eu când de la vârsta de șase ani. La șase ani am, am fost prima, primul meu contact cu scena sau cu un juriu de orice fel. A fost la mamaia copiilor la șase ani cu o piesă se numea Boboceii, un hit de-a dreptul. Și de atunci na, am făcut canto de la șase ani și până, nu știu, pe la 16-17, să zic așa, am fost la foarte multe concursuri, foarte multe spectacole, am mers prin turnee de, de spectacole pentru copii, ne îmbrăca un personaj de tot felul. Pe la 17 ani am intrat pentru prima oară în studio cu scopul de a crea muzică, în mod evident, pentru că nu aveam o întrumare de orice fel, nu ieșea cam nimic niciodată, deci n-am adică putut nu să n-ai mie... făcut o școală muzicală? Nu. N-am studiat de niciun fel. Um, um, cum se, cum, se, cum e cuvântul la... A, nu a testat... A, e un cuvânt al meu. În fine. Așa. A, nu, nu, nu am studiat. Nu am studiat. Am făcut doar canto. De aici, de, doar ai făcut pe cum pe mm -hmm. propriu mm -hmm. canto. Da. Și ca pregătire, pregătirea de bază este la tine? Canto privat. Canto, deci pe zona, pe zona muzicală și pe zona cealaltă, pe zona ce anume ai terminat, ce profil, școală cu ce profil? Ah, am terminat științele naturii. Deci, științele um, de naturii, da, da, științe da, să... da, am dat bacul la, la biomate și română și am urmat 2 uh, ani de facultate în cadrul SNSPA. Deci nu muzical. Nu. Și ai renunțat la SNSPA? Da. De ce? Pentru că în perioada respectivă filmam uh, One True Singer și uh, aveam restanțe. Și uh, fix perioada în care eram în momentul singer și nu aveam acces la telefon, pentru că asta era formatul show-ului, se dădeau restanțele. Și în afară faptul că era presiunea show-ului, că am stat două luni jumate în show-ul ăla, în afară faptul că era presiunea show-ului, nu aveam acces la telefoane, la lumea de afară și așa mai departe, să fac față unor restanțe, să mă apuc să citesc pe acolo când uh, poate uneori, nu știu, n-aveam timp nici să dormim, să ne relaxăm și așa mai departe, n am putut să fac față și... Uh, n-am reușit să trec anul următor pentru că nu am dat restanțele respective. Și pe zona asta ce planuri ai? Te duci în continuare să termini SNSPA sau mergi pe ceva muzical? Uh, uite, tatăl meu îmi tot zice, măi tată, dar te rog eu să faci o facultate, să ai diploma aia, să în caz de orice, dacă s-o întâmpla ceva, doamne ferește, bate în lemn mâine, să am un plan secundar de orice fel. Mă gândesc să, să mă înscriu la, la, o facultate, încă habar n-am la ce facultate să mă înscriu. Tatăl mi zicea, să mă duc la psihologie, că am, am o tragere către partea asta. Dar, momentan, sunt focusat exclusiv pe, pe muzică. Eu am văzut că tu ai apărut la X-Factor uh -huh. prin... 2015. Paveli, 2015. Aveai 15, paveli, 15 uh -huh. ani. Și uh, când ai cu totul altceva. Chiar spuneai acolo că uh, vreau să ajung ca Beyoncé, dacă nu mă înșel. Păi ce poate să zic un copil de 15 ani? Vrea și să ajungă ca o zeitate până la urmă, Beyoncé. Na, ce puteam să spun. da, eu am la, la Canto am avut norocul cu niște cu o profesoară de o doamnă profesoară de Canto care m-a îndrumat mereu către șase genuri de muzică totodată. Adică eu am făcut la Canto și Aretha Franklin, dar am făcut și Andra, de exemplu. Am făcut și Basta Rhymes, dar am făcut și I don't know, Amy Winehouse. Și apropo de... Și mi-a dezvoltat o versatilitate cumva din greșeală. Și de asta la X-Factor am, am cântat la audiții rap, dar după am cântat sol, după am cântat comercial, după am cântat pop și iată că în ultimii trei ani tot cam la fel am făcut. <laughs> am scos și afro, și pop, și trap, și rap. Și... <laughs> dar uite, acum te-ai remarcat prin trap. Da, Rep. Rap, exact. Te-ai... Te a fost o alegere, apropo de marketing. Mm -hmm. De marketing, mă, este un genul care prinde acum la tineri? Nu. Nu. De, de fapt, da, pot să spun, ar, ar, aș putea să recunosc că poate a fost și asta, că este valul și am văzut că este primit bine. Dar asta nu înseamnă neapărat că era un avantaj pentru mine, pentru că nu există femei în zona asta. Există, nu știu, două, trei și a fost un, oricum a fost foarte greu pentru mine să, să scot fiecare piesă în genul ăsta pe care am scos-o până acum pentru că oamenii nu sunt obișnuiți sau audă o femeie pe un stil uh, muzical agresiv tipic bărbătesc pentru că femeile sunt sensibile și cântă despre dragoste Uite, vezi, cumva ți-ai găsit cumva o nișă. Da, am avut, mi-am luat curajul de undeva de unde nu era. Am, am, săpat o groapă și am zis vino, nu știu exact ce vii, dar doar te rog vino. Dar asta a fost în primul rând datorită oamenilor din jurul meu care zic, m-am luat de cum și te rog fă asta, te rog fă ceva în legătură cu asta, nu mai sta ca o prințesă. Dar experiențele tale în televiziune cum au fost? Pentru că ai fost, ai fost pe la X-Factor, mm -hmm. ai fost la uh, Splash, care cu totul altceva mm -hmm. e divertism. Da. Nu e nimic Ia, muzical chiar acolo. La, la Splash că... m-am dus și m-am distrat deși eram teribil de emoționată. A fost foarte frică. A fost, fric. A fost uh, One True Singer, care mm -hmm. tot un proiect video da. e altceva, nu este uh, da. ca pe TikTok e tot un mm -hmm. proiect video. Te-a tentat zona asta să... Televiziunea? Exact. Uh, cred că dacă aș... Uh m-aș antrena în direcția asta, cumva cred că aș reuși pentru că cumva sunt conectate între ele. Adică, uite, suntem aici cu niște camere, niște microfoane, poate cumva se completează una pe cealaltă. Nu, nu consider că ce facem noi acum, live, este atât de ieșit din comun și de nou. Că asta implică cumva viața de artist, să faci și asta. Deci poate aș putea să fac o, o astfel de trecere dacă, aș, nu știu, mi-aș dori foarte mult. Dar nu, nu m-am gândit la asta niciodată. Dar în legătură cu experiențele despre care vorbiți, despre X Factor, One True Singer Flash și alte așa au fost solicitante. Da, uite ce s-a întâmplat cu Erica imediat după X Factor, de uh -huh. exemplu, adică acum destul de mulți ani. Nimic. Nimic, de ce? pentru că oamenii au fost impresie că dacă apar la televizor odată cineva te poate observa, nu știu, apare o șansă și un noroc de doamne, iartă, mă știe de unde, dar de fapt nu e așa. Părinții mei nu sunt nu fac parte din industria media, muzicală, divertisment sau whatever, fac parte din cu totul alte domenii. Care e ce... ce Tatăl meu este militar și ITist, mai nou ceva profesor universitar. Inginer <laughs> la bază iar mama mea este uh, uh, economistă. Nici o treabă cu partea de media, niciunul dintre ei și, din păcate, după X-Factor, n-au știut ce să facă cu mine. -au, ei au, au fost o încercare, mi-au căutat un manager, n-a fost o colaborare prea reușită, au încercat pe cât au putut să-mi ofere o șansă de orice fel, dar atunci când nu ai numerele de telefon necesare sau sfaturile potrivite, din păcate nu se întâmplă nimic și la momentul respectiv la X-Factor mi-am luat atât de mult... Uh, Hate, încât m-a pus la pământ și am hotărât împreună cu părinții mei ca până la 18, 18 ani să nu mai fac nicio mișcare. Dar ce de ce s-a întâmplat? Adică, de ce să-ți iei hate? Tu cântai acolo, nu făceai nimic altceva. Se poate folosi limbaj licențios? Se poate, niciun fel de problemă. Pentru că au fost în numărul zecilor de mii uh, adulți de peste 30 de ani care numeau un copil de 15 ani curvă. De asta. Pentru că purtam pantaloni scurți. Și asta unde o spuneau pe rețelele sociale tot. sau unde? Peste tot. Și în, pentru că ne-a fost foarte frică ca copilul lor să nu mai fie numit într-un anume fel, în primul rând pentru mine și în al doilea rând pentru imaginea mea. Uh, pur și simplu am luat decizia de a nu mai... -am, dat la puțin. <gângânt> am, luat, am luat decizia de a nu mai... Uh, adică așa de... Uh, impactul a fost atât de mare pentru tine, copil fiind, da. încât ai spus că mai bine mă retrag? Da. Adică nu ai stat să lupți cu astfel, cu acest curent. La 15 ani nu ești în stare să lupți cu nimic. Dar nu știu, mă întreb, cei din jurul tău, producătorii sau cei, erau care, cei care se ocupau de tine, n-au încercat nu aveam. să... Părinții uh... mei se ocupau de mine, nu aveam. Mai aveam profesora de canto care mai îmi dădea uh, sfaturi, dar nu, 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 nu eram într-un... Era, eu sunt din Constanța, nu eram într-un mediu în care se vorbea toată ziua despre industria muzicală. Nu eram la Global Records, să știu tot ce mișcă, cu ce se mănâncă și așa mai departe. Hm. Acest moment a contat, și el, în ce ai făcut acum. în Că mie așa mi se pare. Da. Când... Este o furie. S-a descătușat destul de târziu, adică vorbim de niște ani care au trecut. Da, de pentru că bă, bă, e, foarte, e un foarte mare lucru să ai, să ai curaj. Și asta încerc să fac cu muzica pe care am făcut-o până acum și pe care o voi face de, de acum încolo, Prin, dacă tot am această platformă, dacă tot beneficiez de această platformă, să o fac într-un mod pozitiv, să încerc să dau curaj, un curaj femeilor pe care eu, de exemplu, nu l-am avut și nici părinții mei. Da, uite că acum ai pus, ai adus în discuție un, un aspect foarte important, adică impactul acestor rețele sociale asupra unui copil care uh, apare la, da. uh, la televizor. Uh, atunci în, în momentul acela nu a exista, adică nu există nicio modalitate de a lupta cu, cu acest val de a... Părinții mei îmi tot ziceau: "Nu te mai uita, ignoră. Cu ce poți să mă ajute mai mult? Să dea uh, clipurile jos de pe YouTube sau să <laughs> se certe cu ea de la X Factor?" <laughs> nu, nu, că n-au nicio responsabilitate, Doamne frește. Și asta pentru că apareai în pantaloni scurți. Uh -huh. Pentru că părea mai mare de 15 ani. Eu fiind filmată de undeva de jos, eu am 1,60 m în realitate. Dar la momentul respectiv care s-a viralizat uh, internațional, din America până în Australia, până în Brazilia și așa mai departe, am fost filmată de jos și părea cam minim 1,75 și prin faptul că păream și înaltă și eram și machiată, că până la urmă te duci la televizor, mamă, pune un fart, pune-o ceva, pune un blaș pe tine, și aveam pantalon scurt, cum poartă orice om pe pământul ăsta. Oamenii au considerat că sunt dezvoltată mult prea devreme și, cu siguranță, mi-am început viața sexuală foarte devreme și, cu siguranță, cine știe ce fac eu la școală și așa mai departe. Și nu puteți trece pur și simplu. Sunt oameni care spun... E foarte greu. Toată lumea zice, bă, dar nu le băga în seamă. E foarte greu să nu bagi în seamă opinia oamenilor din jurul tău. Pentru că dacă stai să te pui într-o situație... De exemplu, vin eu acum la tine să spun, bluza ta este foarte urâtă. Dacă, dacă spun asta acum, te vei... Păi am pus asta o fi urâtă? Te vei gândi de-a lungul zilei, da, nu-ți schimbă viața faptul că ți-am spus eu că bluza este urâtă, dar te vei gândi, bluza mea e urâtă, oare? De ce o fi zis că e bluza mea urâtă? E, imaginează-ți asta doar că cu limbaj licențios și în, ord în ordinul zecilor de mii. Ca ai senzația că când focul nu arde lângă tine, ai senzația că nu e cald. E Că era prinde Mirel acolo. Da, era, erau numai Mirei, și Mirele, asta e problema. Și fete. Și Mirele, da. Dar chiar și acum au fost reacții din partea unor fete. Normal, pentru că există misoginismul internalizat cu care, din păcate, ne confruntăm toți, pentru că asta este baza educației noastre. Femeia trebuie să fie cu minte, bărbatul are voie să facă aproape orice, că, până la urmă, e bărbat la asta. E bărbat. E bărbat. Și ne naștem și trăim, mai ales în primii ani de viață, primii 20, cel puțin. Cu un misoginism internalizat de care nici măcar nu suntem conștienți. Și uh, uite, te întreb ce e de făcut în ambele cazuri, în cazul acestui misoginism internalizat de care spuneai, uh -huh. dar, și pe al, de asta zic, sunt două întrebări practic, uh -huh. dar ce e de făcut în situațiile de care vorbeai mai devreme? Adică, ce sfat ai dat tu celor care se confruntă cu un bullying, pentru că e un bullying, uh -huh. uh, de tipul acesta, acum și tu n-ai făcut atunci sau n-ai știut să faci atunci? Uh, cred că le-aș spune să ai be mai mult curaj decât frică. Cred că asta e cheia, cumva. Să ai curaj să treci peste, să ai curaj să crezi despre tine că ești suficient de bun. Să ai curaj să, uh, să știi că oamenii ăia nu știu de fapt nimic despre tine și că ce spun ei nu te definește. Curaj. E, mi se pare cheia a foarte multor lucruri. Și educație, a spune Mireilor. Este cumva educația, este punctul problema a tuturor. La tine care a fost blocajul? De ce ai spus, nu, gata, ok, și părinții tăi, nu, gata, ne oprim, nu mai mergem mai departe, când ajungi la 18 ani, poate? Pentru că a fost foarte greu pentru ei. A fost primul meu cumva contact cu publicul larg. A fost prima oară când am fost la, un tele la televizor și la emisiune atât de mare, X Factor. Nimeni nu se aștepta, nici eu, nici părinții mei, nici nimeni, nici meu nu se aștepta ca momentul ăla să devină atât de viral worldwide și așa mai departe. Și pur și simplu ne-a luat pe nepregătite cu, pe, 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 toți. Pentru că până la momentul respectiv, mai că mea nu vedea pe nimeni să o vadă pe fică sa făcută în toate felurile pe net. Și nici taică mi Și să fii tată de fată să-ți ia ăștia să facă spume la gură cu ea pe tot pe internet. Bă, e foarte solicitant pentru niște părinți. Niște părinți de un copil. Când vorbim de vârsta de 15 ani, vorbim de un copil. Momentul critic ăsta a fost. Faptul că nu te aștepți, nu știi cum să iei, de un să apuci, ce, ce, ce faci, ce facem, ce, ce facem. Adică, totuși, există și acolo niște reglementări, adică ai o rețea pe care mm -hmm. poți posta, dar nu poți posta orice, nu poți posta în jurături, limbaj licențios, teoretic cel puțin. Teorie, da, bineînțeles, dar în practică, normal, există limbaj licențios, pardon, licențios pe toate rețelele de socializare. Și atunci, în perioada aceasta, de, de la 15 la 18 mm -hmm. ani, tu ce ai făcut? Ai trăit sub această cumva frica oilor dacă se întâmplă același lucru? Da. da. Păi am, am renunțat la încerca să fac o carieră și mișcări în legătură cu asta, să mai merg la, nu știu, studiouri sau să încercăm să găsim niște numere de telefoane, mă rog, asta părinții mei. Și am făcut doar canto și uh, și uh, cântam uh, în diverse restaurante, locații și așa mai departe, ca job. Adică ai renunțat ca... Am început am la de venit, uh... Și când ai zis, gata, hai să încep iar, că poate, poate. Adevărul e că cumva mereu am știut că la un moment dat o să vină, adică doar așteptam momentul să mă aflu în locul potrivit, să aștept să se miște lucruri, pur și simplu, cumva, pentru că nu aveam resursele necesare în materie de informații, în primul rând, cât să știu unde să mă duc. Și uh, fix înainte, deci, pe la 18 ani am plecat în București, am cântat la fel restaurante, nu botezuri cu unii și așa mai departe, am tot ținut-o așa, am mai fost pe la un studio două da, nu era prea mare lucru pentru că, ți-am spus, nu aveam cineva în care să am credere sau să mă învețe, bă, uite, așa trebuie, așa se face. Așa Dar erai mult mai grijulie în ceea ce privește, nu știu, aparențele, să nu mai că lumea, aolo, dacă iar ar postează, dacă iar ar zice lumea ce știe nu. despre mine. Nu, Eu Pe, la, pe la vreo 18-19 ani eram... Eram ceva, Eram un critic. <laughs> nu pot să-ți explic. Era furie, era foarte multă furie adunată și nu aveam, nu aveam foarte multe bariere, dar în, privința obscenității sau, nu știu, să mă pozezi eu în anume fel, clar, eram foarte reticentă. Deci ai fost mi a, o... a ajuns, mi -a, ce, cele 40.000 de, comentarii mi-au ajuns, nu mai, nu, mai, nu mai rezistam nici la măcar unul. Deci unul te punea în cap, te punea Strasută. în cap iar. Și care a fost momentul în care zici, gata, uite, acum am... Am revenit, gata, am trecut de baruri, restaurante și așa, gata, hai să fac pasul înainte, cu o zi înainte să, sau cu, nu mai știu dacă vorbim un ore sau un într-o zi, înainte de un altru singer, uh, uh, lucrasem lucrase la o piesă cu uh, Laurențiu Duță și mă, primisem un telefon că, bă, Erica, cum, la managerul meu uh, din perioada respectivă, că, mă, Erica, nu știu ce să facem cu piesa asta, nu știu ce, și țin minte că eram pe balcon și zic că eu nu las piesă, oricum nu-mi place nici asta suficient de mult, eu îmi bag picioarele și plec pe vas. Să cânt, pe nave de croazieră. Că aveam foarte mulți colegi na, care la fel cântau în trupe diverse. Zic eu plec pe vas. Vreo doi ani, mă întorc, iau apartament, plec chiar. Deci, da, asta mi-a zis, eu bag picioarele în toți. Mine? Eu nu mai pot să trag cât să mai trag. Îmi doresc până la să fac asta de la șase ani, deși știu, da, că aștepți o anumită vârstă ca să te lansești, să-i privești cariera uh, în, 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 într-un mod serios. Eu cumva de la șase ani, Erica, Erica cântă, Erica e artistă, Erica o să fie vedetă, că deci, era în, termenul de atunci. Înainte de a continua partea asta cu vasul care mi se pare foarte interesantă, dar la șase ani cu uh, uh, tatăl tău zona armată, mm -hmm. mama ta economistă, cum de uh, ai ajuns tu să, să cânti pe unde asta sau să te expui pe zona asta artistică? Pentru că cu palea și și lor ochii din cap au fost niște părinți care s-au ocupat și la, pe la 5-6 ani m au luat de mână și m-au dus la Desen, la scrimă, la gimnastică, dans sportiv, dans hip-hop, canto, gimnastică ritmică, karate. Am, am făcut câte o lecție sau două, cumva din fiecare, încercând să-mi găsească un hobby. Să, să fac ceva un pic mai mult decât a merge la școală și atât, că na, aduce un oarecare plus în dezvoltarea socială, na, psihică și așa mai departe. Și ne-am oprit la canto pentru că i-a zis bă, un coleg de-al tatălui meu, i-a spus, bă, vezi că fita are ureche muzicală, fă ceva cu asta. Ce Și de atunci, pur și simplu, a venit totul cumva natural și, nu știu, pur și simplu am continuat și atât. Pentru că, cumva, lumea din jurul meu observa că am oarecare talent, părinții mei erau foarte pasionați de faptul că eu am talentul ăsta și atât. Bun. Deci am închis paranteza asta de la 6 ani uh -huh. și am revenit la momentul cu vaporul. Deci când se întâmplă asta? Când ai vrut să pleci pe vapor? În 2021. În 2021. Îl cunoșteai pe Laurențiu din Constanța, că și el tot da. din da, de acolo, da, de acolo da, este, dacă nu mă înșel. E, el nu ți-a zis, măi, Verica, stai potolită. Păi nu, că n-a fost o decizie. N-a fost la modul... De, a fost pentru a fost marcant pentru mine pentru că a fost prima oară și singura dată când am zis că renunț la chestia asta. Eu nu mai vreau să devin artistă, nu mai vreau să fiu pe ecrane, nu, nu mai... Dar nu ce mai a fost, ce s-a întâmplat? De ce? Deci a fost, cum să, a fost o, băi, bă, o pică, picățică mică care a umflut paharul, am zis eu nu mai Și pot. ce a fost? Care a fost picătura? Faptul că nu, mă se pur și simplu, băi, ca ce să fac? Eu nu știu ce să facem cu piesa asta, că nu știu dacă... Eu... N-am putut, simțeam că nu mai găsesc capul funii, nu mai găsesc nu se mai întâmpla odată ce așteptam și pentru ce îmi ce, ce doream de atât de mult timp. Parcă nu se mai întâmpla odată. Parcă nu mă găseam pe mine, nu știam ce muzică să cânt, la fel, făcusem ceva IDM, ceva Meduza tai, adică... Nu, și, și am zis, eu nu mai pot, eu nu mai pot să încerc. Nu mai pot, nu mai pot, nu m-am săturat să sper că într-o zi o să pice ceva din cer și o să zic că acum e momentul, hai să facem piese, să le lansăm și să fi tare. N-am putut, mai ales că la fel, îmi scriam piesele singură, împreună cu Laurențiu, care a fost primul om care m-a îndrumat real către songwriting, pentru că îmi zicea, vezi că pre ăsta nu e ok, scurtează, sau du cu nota aia, du-te pe ultima sus, că așa se face înainte de refren. Deci tu Dinu ai învățat să, să scrii uh, muzică cu Laurențiu Duță. Singură îndrumată de el, da, da, cumva, da, el a fost primul om care uh, a reușit cumva să-mi dea un, un sfat două 3 7 care să... Contezi, că până la urmă vorbim de Laurențiu Duță, nu de așa. Nu vorbim de Mirel. Ei, și ce te-a tras înapoi pe urmă? Zic ok, gata, vreau, mă las, mă duc pe vapor, nu mai vreau să aud. Ei. Am primit telefon de la ei că au fost sunați de un Singer. De Lucian de la Global. Că hai să, să încercăm să mergem la această preselecție. Deci ei au primit, Laurențiu a primit telefon că dacă ai oameni pentru această... Da, da. Și am zis... Mi-a că, mi-a explicat așa la telefon, îmi zicea uh, Titi Constantin, managerul de atunci, păi, că zicea că o să fie ceva într-o casă, că o să mergeți prin mai multe probe, cu dans, cu dale. Zic, am înțeleg, e ce trebuie. Că i-am făcut un pic de toate. Zic, tai! ce, ce să se întâmple? Și mi-a salvat viața din anumite puncte de vedere. Nu la modul literal. Viața nu artistică. Aveam, da, viața artistică. Nu aveam da, acolo ai ajuns până în finală, dacă nu mă înșel. Uh -huh. Și da. după aceea, ce s-a întâmplat, după One True Singer? Eu am fost semnată de Global Records, m-au bogat în studio pe mine și colegii mei, care au fost de altfel semnați. Am fost șobolan de studio, am evoluat singuri, unii cu alții, timp de câteva luni. Apoi s-a difuzat show undeva în aprilie și de atunci. Așa, câte o treaptă, mică, 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 mică. Am evoluat în primul rând din punct de vedere al songwriting-ului, care era cea mai esențială parte, și din multe alte puncte de vedere. Ei, da. Uite că mai spunea ceva apropo de stilul pe care l-ai abordat, de rap, de trept. că mm -hmm. uh, Erika e un personaj tot așa creat cumva într-o anumită direcție, pentru că asta prinde la public. Erika nu e un personaj creat. Mm -hmm. Deci, vreau să stabilim acest lucru. Erika nu este un personaj creat. Erika Isaac este... Erika așa <gântu -i> Nu... Eu sunt uh, super reală în tot ce fac. Nu e, a, a, nu e nimic o strategie de-asta de marketing, uh, uh, nu știu, masonică, Hollywood type beat, cum își imaginează toată lumea. E, și foarte mulți colegi de-ai mei sunt de altfel, exact la fel, nu există. Deci, ia, dar tu în ce, te, în ce stil te regăsești? Sau acum acum, de exemplu? Mereu am avut o problemă cu asta, pentru că mă regăseam în toate în același timp, din cauza că ți-am spus, profesoara mea de canto mi-a băgat șase genuri deodată la canto în același timp. Și, în primul rând, îmi plac toate, eu nu fac diferență între muzică, îmi place tot. Și mă regăsesc cumva în toate în același timp. Și dacă, ascult, dacă ascultă, cineva, dacă este interesat cineva să asculte în toate piesele mele, va observa nuanțe cumva venite din mai multe stiluri muzicale. Însumează ele toate la finalul zilei, poate rap, poate trap, poate comercial, și atât posibil. Dar adevărul este că mie mi se pare că este Macarena e compus, mă rog, Macarena e aproape exclusiv rap, într-adevăr, dar sunt alte piese de ale mele care au așa câte un pic din toate, că așa îmi vine mie să le scriu, ascultând na, și toate tipurile de muzică și așa mai departe. Dacă au zis că uh, sunt influențe din afară și uh, semen cu da, personaje din afară, da, de aceea... Da, 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 păi ascult și eu muzică din afară, cum ascultă toată lumea, dar ascult și foarte mult, multă muzică românescă. Place foarte mult muzica românescă. Mi se pare că oricum sună foarte diferit, n-am nicio legătură. Dar sunt. E, muzica românească e foarte mișto. Chiar dacă ar fi să te gândești la cineva din muzica românească cu care vrei să semeni, cine ar fi acel nu, personaj? Nimeni, nu, 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 nu. Nu, cu nimeni. Mm. Nu, mi, și mi se pare că nu seamănă cu nimeni. Și mi se pare că cumva toată lumea, de gen, nimeni nu seamănă cu nimeni. Dar, ca, traiecto Aproape. ca traiectorie artistică, ce artist din România se apropie mai mult de. Ce ți-ai dorit tu să urmezi? Ca traiectorie vorbesc, nu neapărat ca stil. Stii ca proces? Nimeni. Nu. Adică nici nu știu atât de bine procesul tuturor încât să, să zic, bă, da, exact la fel am fost și eu. Nu. Și în primul rând nu sunt la nivelul la care să zic, bă, adică totuși sunt, sunt încă oarecare la început abia acum vine valul la mare tsunami, care trebuie să muncezi din ce în ce mai mult și mai mult în studio și mai mult în Uite că ai adus apariții. apropo de val. Această, acest succes nu a creat uh, un val de așteptări uriașe pe care îl simți Bă în da. spate? Păi da, mă simt de parcă e o responsabilitate foarte mare pe umerii mei, dar până la urmă mi am făcut o singură cu mâna mea și sunt foarte mândră de asta. Da, chiar, uite, l-am întrebat și pe Shelly când a fost aici. Am făcut un interviu cu Shelly când mm. avea 16-17 ani, ah, wow, acum, ce tare. mulți ani, wow. când încă nu intrase în. în Na, nu era, nu era centrul atenției exact, la nivelul care Era acum, online, într-adevăr. No. Și l-am întrebat și pe el, Mai, uite, când o să crești, mm -hmm. ce o să faci tu? Și el mi-a răspuns, Mai, probabil că și publicul meu va crește uh, odată cu mine mm. și probabil că și voi, voi schimba lucruri. Mm -hmm. Între timp, 5 Gang, de exemplu. S-a s-a uh -huh. destrămat uh -huh. Mă rog, sunt lucruri care natural se întâmplă uh -huh. La fel te întreb și pe tine Tu acum cânti în general preponderent Acest de, gen de muzică Peste, nu știu, 10 ani Când și publicul tău țintă crește Tu ce te vezi făcând? Sau care este așa uh, direcția pe care ți-ai pus-o? Măi, eu o să încep să cânt altceva Habar n-am Nu, la fel ca și până acum Ce simt? Ce o să scriu? Vedem, este, este un mister Ziua de mâine de studio, de exemplu uh -huh. Nu știu. Probabil 100% ceva ce îmi place, 100% ceva poate diferit decât ce-am făcut până acum, nu avem de unde să știm. Adică, nu fac planuri că, băi, eu peste 5 ani eu nu mai vreau să scriu, vreau să fiu rock sau nu am genul ăsta de, uh, nu știu, de scopuri. Ce. Ce o să simt, ce o să meargă, voi fi influențată de diverse circunstanțe, ce va fi la modă, ce merge, ce nu mai merge, așa mai departe. Dar o să fac cum am făcut și până acum. Ce, ce scriu eu mai bine în zi de studiu, aia va, se va lansa pe YouTube. Acum ai vreun în planul piesa anume? Da. de câteva detalii, măcar nu mic spoiler, așa. <laughs> mi, se șoptește, mi se șoptește în cască să <laughs> nu dau detalii. Cât Așa, acum, puțin. Vreau puțin, să zic puțin. numele piesei. Numele piesei. Se numește Femei în Parlament. Sau poate doar Parlament, sau poate doar. nu știu. Și ce stil este? Rep. Continuă cumva mesajul mm -hmm. pe care l-ai început în Macarena? Mm -hmm. mm. Da. Ea e, de, e concepută înainte de. sau în timpul da, Macarena? E, e de luni întregi de zile, la fel. Adică nu are legătură cu succesul Macarena. Mm. E scrisă deja. Mă rog, n-am strofat doi scrisă. Dar e scris deja, refrenul și prima strofă. Ca uite, o întreba... Ca, drept dovadă că nu e o strategie de marketing, nimic. Că, uite, e, asta continuă cumva una dintre întrebările pe care uh, vreau să-ți le pun și pe care și Dragostanca, pe care am avut seară a pus Vrei, nu vrei acum uh, te-ai te uh, transforma cumva într-un vârf de lance, într-un reprezentant al unei. Uh, al unui curent. Mm -hmm. Dacă vrei, responsabilitățile tale acum au da. crescut. Ce vei face da. tu în perioada următoare sau nu știu, pe termen mediu lung să duci mai departe acest mesaj, astfel încât să existe și schimbări la nivel social, dacă vrei. Cu siguranță m-am tot gândit la asta zilele astea când am văzut ce sunt întâmplă cu piesa. Cu siguranță trebuie să fiu foarte responsabilă cu tot, tot, cu tot ceea ce zic de acum încolo, și nu mă refer în interviuri sau uh, discursuri din astea uh, libere, mă refer strict ca muzică, pentru că oficial orice poate să fie interpretabil, mai ales când este scopul pe tine. Uh, o să fiu mai atentă de acum încolo, dar din fericire nu trebuie să fiu atât de atentă pentru că. Cum am scris Macarena, am scris toate piesele de până acum în studio și așa o să o și fac de acum încolo. Adică, pe, tocmai pentru că vine dintr-o din, dintr zonă reală, vine din ceva real, care ține de mine, nu îmi vine să zic, femeile sunt nenorocite. Brusc într-o piesă și voi fi nevoită să schimb versul, că vai, nu asta e, ci mesajul pe care este Macarena se regăsește în foarte multe din piesele mele nelansate, într-un fel sau altul. Chiar și în unele lansate deja exact, am mai regăsit versuri exact, care, exact. Au, care au cât da, de cât au făcut influențe. încălzirea. Da, 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 că trebuie să ai vagin ca să ai opinie, da. mă rog, câteva din câteva da. referințe, dar sunt... Sunt pastile. Pastile, exact, da. pastile. Da, simt responsabilitatea și cu siguranță o să, o să, o să am grijă ca mesajul să să rămână așa cum este el și să lupt în continuare pentru ceva în felul în care pot eu, prin muzică. cred că vei fi mai atentă și la modul în care te manifesti pe scenă, în care vorbești, în care, nu știu, la versuri, la vestimentație, la nu. dans, la tot, pentru că acum lumea, cum spuneai, se va uita așa și nu. abia așteaptă să bifeze acolo exact ceea da, ce înțeleg. au ei credința da. că ești de fapt tu. Da, nu, dansează fetele, nu înțeleg care e problema. Voi merge exact pe acest principiu. Mă voi îmbraca exact la fel, îmi, por îmi voi purta unghiile la fel de lungi, iar în discursul liber, voi vorbi exact cum aș fi vorbit acum două luni, înainte să existe piesa Macarena pe internet. De, nu știu, Cel mai uh, surprinzător uh, mesaj, telefon, Eu știu, contact pe care l-ai primit în ultimele zile, apropo de Macarena, de la o persoană la, de la care nu te așteptai să primești un, un, uh, un semn? Am, am primit foarte multe reacții uh, superbe de-a dreptul uh, și uh, trebuie cumva felicitați pentru asta din partea anumitor persoane uh, publice pe care eu le admir foarte mult. Poți să dai nume? Delia, Micuțu, Aluziva, Fire și mulți alții. Foarte mulți alții. Ăștia îmi vin acum primi în cap. Dar sunt foarte multe persoane publice, inclusiv jurnaliști, oameni de televiziune, și așa mai departe, care au, au, distribuit piesa pentru mesaj, pentru că nu ne cunoșteam înainte, nu aveam, nu aveam vreo obligație morală că suntem prieteni sau ceva. Nu eram, suntem, încă străini, sunt, că sunt, 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 sunt străină cu acești oameni. Te-au contactat și al, nu știu, organizații sau eu știu care luptă pentru drepturile femei, pentru luptă împotriva abuzurilor sau... Nu exclusiv drepturile femei, dar am fost... Centru Filia a postat despre, despre, mine și mai sunt, mai sunt câteva nu știu dacă se numesc neapărat organizații. ONG-uri. ong Așa, da. așa ONG-uri. Dar da, au postat. Și highlight-ul zilelor acestea este exclusiv Mirel din turnul Măgurele, care este o vedetă mult mai mare decât voi ajunge eu vreodată, aparent. Da, ai, ai creat o, o vedetă, ai creat. 100%. Vedetă, acest une... personaj fictiv. Iubit de toată lumea și urât de toată lumea în același timp. Um, când o să vedem următoarea ta piesă sau și clipul eventual? O martie. De o martie. Deci mm -hmm. ai ales uh, și o, o simbolistică anume pentru, da. pentru a lansa. Da, m-am consultat cu echipa mea, bineînțeles. Mm. Acum lucrurile, pentru că vin într-un val destul de mare și se întâmplă lucruri, mai e și faza cu filmul basta și așa mai departe. Echipa mea acum e mai mobilizată decât niciodată și am decis să scoatem de o martie, pentru că, până la urmă, vorba ta simbolistica din spate. Uite că vreau să și sintetizăm puțin, că ne apropiem de, de final și vreau mm -hmm. să mă scriu ca să nu zică lumea că am înțeles că te să ajungi da. are într-un loc. Vreau să, da. să, să spui pentru cei care nu au înțeles mm -hmm. și pentru cei care au comentat, cred că am lovit microfonul să spună, ok, Erica, acesta este mesajul clar pe care eu am vrut să-l dau cu Macarena, astfel încât să nu existe niciun fel de discuții. Ce am vrut să transmit prin Macarena a fost nimic mai mult decât știrile pe care le văd la televizor și tot ce se întâmplă în jurul nostru de foarte, foarte mulți ani de zile. Uh, am încercat să expun versuri, uh, realitatea uh, abuzurilor și realitatea victimelor cu care se confruntă, din păcate, toată lumea. Și mi-am dorit să se facă auzit un astfel de mesaj, pentru că uh, e foarte importantă siguranța femeilor, e foarte importantă siguranța tuturor. Dar este uh, importantă, în mod special, siguranța femeilor, pentru că uh, trăim într-o lume a bărbaților. Uite, uh, te mai întreb doar, uite, um, mai e puțin, mai avem uh -huh. puțin. Uh, chiar uh, am văzut undeva pe neche că tot Dragoș uh, stanca în uh -huh. a postat ceva de genul. Mai poate ne ajută Erika să facem piese și pe alte teme care ating societatea. Ți-a spus, măi, de-aia ia fă de Erika o temă și pentru, nu știu, habar am Am primit vă... foarte multe mesaje. Uh, am primit mesaje de la oameni care nu mă așteptam, sunt mi-a scris o tipă, de exemplu, acum o zi, două o tipă, o femeie în toată firea că ar fi super să faci o piesă și despre copii și cu ce se confruntă copiii copii, copii, nu tineri copii despre abuzul legat de copii prin ce trec copii, prin comparația prin care treci ei tu ai și cazul tău de la ce da, trece. da, da, da. Și eu am niște versuri scrise deja despre chestia asta, din păcate nu chiar despre asta, mai mult despre ceva mult mai grav, despre Dica. pedofilie. Doar că chiar vorbeam cu cineva acum câteva luni că trebuie să simt, simt, că trebuie să mai evoluez ca să pot să duc textul respectiv la potențialul lui Maxim, pentru că ar fi ceva foarte greu de scris și de sugerat. Dar la un moment dat o să scriu o piesă și despre copii. Ce de te exemplu. oprește încă acum? Adică să faci asta? Nu sunt pregătită. La uneori trebuie să fii pregătit să, să scrii lucruri. Deci, uite, vrei, nu vei te trans... Te-a te împins cumva acest, această da. mișcare în a fi un, nu știu, un reprezentant al celor care nu, nu reușesc să ajungă la anumite publicuri. Da. Nu știu, ce crezi tu că a prins din mesajul tău, a atins ce trebuie? Că, uite, a atins. Nu știu, eu nu mă pricep, am văzut și eu ca ceilalți și atunci te întreb pe tine cum de-ai reușit să aduci problema asta și să o faci să atingă pe toată lumea. Pentru că nimeni nu vorbește despre asta. Cel puțin în industria muzicală, din ce știu eu acum. Este o piesă, o mai fi și alte piese, nu spun nu, poate pur și simplu n-am auzit eu de ele și e perfect normal să întâmple chestia asta, dar pur și simplu oamenii o percep ca fiind ceva de-a dreptul inovator. Dar nu este. Chiar vorbeam cu cineva ieri, piesa Macarena sunt doar știri făcute în rime. Atât. Și cu un limbaj mai Da, pe acolo mai Am pus acolo, acolo, acolo. cât să rimeze. Asta e. Am pus doar ce trăim în fiecare zi. Nu e nimic inovator. E o problemă mai veche decât mine, decât tine, decât lumea așa cum o vedem astăzi. E de mult. Doar că am făcut o rime. Te gândești că poate ți-ai găsit după piesa asta o cale din punct de vedere muzical și artistic? Ce o direcție, apropo de mesajele pe -am, care le Direcția, din fericire, mi-am găsit-o acum 3-4 piese, undeva pe la femei urbaniste, acolo am zis, eu asta vreau să fac. Dar, cu siguranță, nu poate decât să consolideze ce simt în momentul ăsta Macarena și ultimele piese. Ok. Mulțumesc mult. Mulțumesc Ar mai fi chestiuni, dar nu vreau să nu vreau mai vedem să cu altă ocazie, nu probleme. Mai sunt atât de peste, multe de zis. peste timp <laughs> pentru că erau multe și din poveștile da, de la da, Factor, da, de la One Singer, mă rog, și da. tot, tot traseul tău mm -hmm. muzical din care am punctat cât de cât niște da. lucruri, astfel încât să încercăm să înțelegem ce a dus către această piesă muzicală. Mm -hmm. dacă ar mai fi ceva de adăugat, dacă simți tu nevoia să mai adaugi ceva apropo de Macarena. Aveți curaj și încredere în voi. Atât, e atât de important. Este un sfat de care din păcate eu m-am lipsit foarte mult timp. Dacă nu m-aș fi lipsit, poate eram un pic mai departe decât sunt astăzi. Poate măcar n-a acum 2-3 ani. Dar n-am avut curaj. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc Erica. Vă mulțumesc și vouă dacă n-ați dat până acum share dați mai departe, pentru că au fost lucruri foarte, foarte faine aici discutate, o poveste foarte interesantă. Chiar au fost puncte de care nu știam, apropo de ce s-a întâmplat la X -Factor, uh, 15 da. ani cu X-Factor și de uh, ce înseamnă uh, nocivitatea, de fapt, rețelelor sociale. Da. Adică acolo este o zonă despre care noi mai discutăm din când în când, chiar și aici în, în interviuri, dar deocamdată nu am găsit vreo, vreo rezolvare. Uh -huh. uh, mulțumim încă o dată, Erica, așteptăm noua piesă de 8 martie. Da. Așteptăm și filmul Bass la care acum ai filmări. Da, <laughs> în timp real. <laughs> în timp, exact, exact, în timp real. Chiar când se termină la Bass House? Filmările undeva în martie ceva, nu știu exact. Și filmul va fi lansat cam... Aprilie în aprilie, Deci, testul uh -huh. de, de curând. Așteptăm clipul, sigur se va discuta despre el. Eu sunt Petrișor Obaie de aici, din studiul Pagina de Media. Vă spun la revedere, dar rămâneți pentru că urmează și altceva. și deci șopa. Da, dar pot face că este încă în direct. Pa, Gata. Numai bine.